Stimați invitați, stimați prieteni, dragi părinți, dragi colegi, dragi copii, îmi face deosebită plăcere și sunt onorată să vă spun că astăzi asistați și o să trăiți ceva de care o să vă aduceți aminte toată viața voastră, că sunteți mici sau mari. Sper să vă rămână în inima voastră și în mintea voastră. Vă spun asta pentru că chiar va fi special. Înainte de orice, fiind un eveniment dedicat centenarului Marii Uniri, pe care noi cu modestie l-am intitulat Un secol de istorie, se cuvine să ascultăm două strofe din imnul național. Așadar, vă invit să ascultăm imnul național. Petre Iordăchescu va face această onoare. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciron barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că n-aste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că în a noastre piepturi păstrăm cu fală în lume triumfător în lupte un nume de Traian, un nume de Traian. Mulțumesc foarte mult! Așadar, avem onoarea și bucuria să fie alături de noi două personalități, doi oameni, doi români, spre care ar trebui să privim cu bucurie, cu încredere, cu
autoare a 26 de cărți. Dintre care 60 de volume apărute în 26 de limbi. Pe lângă aceasta, înființează în 1990 Centrul PEN și fondează în 1990 Alianța Civică. În 1993, împreună cu soțul domniei sale, domnul Romulus Rusan, a fondat la Sighetul Marmației Memorialul Victimelor Comunismului și a Rezistenței. Este fondatoare în 1995 a Academiei Civice, pe care o conduce încă de la începutul până în prezent, și din 2016 este membru corespondent al Academiei Române. A primit numeroase premii, începând încă din anul 1969, primul Uniunii Scriitorilor din România, premiul pentru poezia al Academiei Române în 1970, pentru proza Asociației Scriitorilor în 1982, premiul internațional Gottfried von Herder la Viena în 1982, premiul național de poezie în 1997, premiul Opera Omnia în 2001, premiul internațional Valencia în 2002. În martie 2016 a primit premiul Poetului European al Libertății pentru volumul Patria mea, a 4, este singura care se găsește acum în librării, am căutat, credeți-mă, și n-am găsit alte cărți, care a apărut în traducere poloneză și a primit un premiu la Gdansk cu ocazia traducerii în limba cel de-al doilea invitat este domnul Mihai Șora. Este însoțit de doamna domniei sale, doamna Luiza Șora. Și mulțumim! Este licențiat în filozofie, a fost bursier la Paris în 1939, a fost luptător în rezistența franceză în timpul cel de-al doilea război mondial, după care revine în țară și nu mai poate pleca, pentru că așa au venit vremurile. În 1954 și până în 1969 lucrează în presă și este fondator al noii serii Biblioteca pentru Toți, BPT, cum o știm noi toți. Este membru fondator al grupului de dialog social și Alianței Civice și al Societății Române de Fenomenologie. A primit premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul Sarea Pământului în 1978 și pentru Firul Ierbii în 1998. În 2016 i s-au conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. M-am întrebat cum de conjunctura lumii a Universului a făcut ca aceste două personalități să fie împreună astăzi la noi. Și am încercat să găsesc un punct comun, două, trei, câte ori fi. Și am găsit așa. Amândoi oaspeții noștri sunt născuți în județul Timiș. Amândoi oaspeții noștri sunt copii de preoți. Amândoi oaspeții au avut viața influențată profund de către regimul comunist. Pe doamna Ana Blandiana a văduvit-o de tată, iar domnul Mihai Șora a știut să stea cu minte lucrând la Ministerul de Externe sau în presă ca să poată să reziste ororilor. Și, mai presus decât orice, ambii oaspeți sunt membri în Alianța Civică, adică, dacă ar fi să trag o linie și să spun, sunt persoane care, personalități, care au un înalt spirit civic. Oameni de onoare, oameni pentru care țara, pentru care oamenii din ea, pentru care acest popor reprezintă tot ce au mai frumos. Și tot ce au făcut în viață n-a fost altceva decât să slujească țara. Pentru a merge în desfășurător, vă invit acum să vedem un mic filmuleț în care domnul Șora o să vă vorbească.
acesta al marilor trebuie sărbătorit într-un orizont deschis. Într-un orizont continental. În care continentul acesta în care face parte european e ca un fel de mare familie multilingvistică, dar cu o unitate de spirit, care vine din anticipata greco-latină pe la noi. Suntem cu toții frați într-un europeanism. Istoria generală, care e istoria adunților, e lucru cel mai greu de perceput pentru un copil. Un copil deștept este mult mai susceptibil de a învăța matematicile cele mai complicate decât de a înțelege istoria omenească. Și, în general, comportamentul public. Orizontul lui este dublu, într-un fel mai mare și într-un mai mic. Un orizont personal și un orizont cosmic. Socială, istorică, era mult mai greu de perceput. Toată lumea asta a adunților nu era inaccesibilă. Motivațiile lui nu le înțelegeam. Puteam lua cunoștință de ele, dar în stafel lor nu le perceputam. Nu înțelegeam de ce se întâmplă lucrurile așa. Uite, așa s-au întâmplat lucrurile. Nu? Oamenii au făcut cu tare și cu tare lucruri. Asta nu înseamnă ca și înțelege. Poate să demoreze, poate să reproducă, poate să spună la rândul lui lucrurile pe care le-a învățat. Nu înseamnă ca înțelege. Dar nu reușeam să înțelege problema matematică, fără formalisme prea complicate, nu? Decât să înțelegi un fapt al istoriei atunci când ești copil.
ne rugăm de Dumnezeu și să ne fim recunoscători de știință. Ceea ce ne leagă este momentul. Simțina pentru tine. Când eu mă nășteam, ai să desfășura un moment pe viață și pe moarte. Să vă dăm realizările în felul în care te-ai dorit comunității tale pentru ca să realizezi ceva în beneficiul lui. Și al tău propriu, bineînțeles, implicit. Patriotismul, în sensul lui, elementar, este un sentiment al domiciliului. Mă simt acasă. Mă simt acasă printre oamenii care mă înconjoară. Mă simt acasă în limba pe care o vorbesc și care îmi place. În realizările care mă înconjoară. Nu și care sunt rezultatul efortului și dăruirii semenilor din jurul meu. Aș defini sentimentul acesta deschis, acest atașament deschis, ca un fel de disponibilitate de a cuprinde în afectivitatea ta. Și mai multe zone decât cele care îți sunt constitutive, în mod evident, niște rădăcini care depășesc limitele comunității tale
nu e vestit. Și ai rezultatul tău vestit. Cu un milion, cu 2 milioane de lucruri, nu poți fi patriot, român, maghiar, bulgar, grec, german, francez, fără să fie european în același timp. Un atașament deschis, da, poți să-ți spui un orizont al deschiderii. Da, cuvântul orizont nu îl aplică în mod obligatoriu, e doar la atașament. Atașament înseamnă, în fond, iubire. Dar nu e iubire idolatră. Când se închide asupra obiectului, unei pasiuni, la drăgălui. Ce mă deschide asupra întregului univers, asupra întregului orizont, care îți stă deschis în față. Și de ce iubirea de țară, printr-un fel de energie continuă, a iubirii de propriul în cum, pe care îl energești ca să cuprindă și alte cuiburi și nu numai cuiburi care sunt trecute de zburătoare din aceeași specie, ci și din specie învecinate, care nu au un singur fel de a ciripi, ci mai există și alte feluri de ciripire, care are fabric la fel de interes pentru cei care o folosesc, precum ciripirea ta proprie pentru tine înșiți. Să o și înveți și să ai acces în felul acesta, nu? La farmecul ei propriu. Și să-ți dai seama că e de aceeași calitate și de același nivel cu farmecul propriu tale ce împlini. Iubirea o noțiune care e. Să se rezume la vizarea unui singur punct al realității. Chiar dacă în intensitățile diferitelor iubiri din ce în ce mai largi diferă între ele. Și dacă iubirea punctuală este cea mai intensă, e vorba însă de un orizont al iubirii, al deschiderii, al îmbrățișării. Pe o disponibilitate va îmbrățișa și va înțelege. Care te îmbrățește. Problema iubirii de țară nu se pune în termen de merită sau nu merită să o iubești. Problema iubirii de țară e problema iubirii de cămin, iubirii de familie, mergită, iubirii de cartier în care ai copilărit, iubirea de școală în care ai învățat, să citești, să ai acces la cultură. Patriotismul e un orizont larg de iubire care se creează clipă de clipă de lungul vieții.
ceea ce ne leagă este momentul, spunea domnul Șora acum câteva minute. Și mai spunea că iubirea pleacă din cuibul în care ești tu și merge în alte cuiburi și se întâlnește cu alte iubiri și devine o iubire mai mare. Mulțumim pentru masă pe care ne-ați dat-o. Mulțumim! Copiii noștri au încercat, alături de profesorii lor, să vă aducă dumneavoastră, spre aducerea în minte, câțiva ani care au fost semnificativi în acest secol, prin care unii am trăit mai mult sau mai puțin, și vă invităm acum să urmăriți anii pe care ei au ales să vi-i povestească. M-am născut în 1916 și am copilărit în Izvin, județul Timiș. Ce mi-amintesc după atâția ani, sunt martor activ la istoria României din preajma Marii Unii. Sunt aproape congener cu România Mare, până în ziua de azi. Eu sunt anul 1918. Am fost un an complicat, încheiat cu momente gloie pentru națiunea română. La Alba Iulia, la 2 decembrie 1918, s-a proclamat Unia Transilvaniei cu Regatul României. Sunt Ferdinand I. Am devenit rege al României în timpul primului război mondial. Și din iubire de țară și spre binele ei, ne-am alăturat Antantei, în ciuda originilor mele germane. Am trăit alături de poporul român grozăviile războiului, dar ne-am bucurat la final de împlinirea idealului național. Românii de atunci m-au numit întregitor, dar nu am fost singur. Sunt Maria, regina României, și ani de zile am fost o adevărată mamă a răniților pentru soldații români care luptau pentru libertate și unire. După război, lupta mea a continuat și, pe căi diplomatice, am susținut cauza românească în fața marilor puteri ale lumii. Te binecuvântez, iubită Românie, țară a bucuriilor și a durerilor mele, frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică între națiuni. Atunci s-a lăcătat unia tuturor românilor și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Libertatea pentru popoare conlocuitoare, maghiar, sar, secui, sâr, egalitate în drepturi pentru toate confesiunile, ortodoxă, catolică, penticostală, libertatea preșe și a gândirii
votul abstens, direct, egal. Si tot te marchezi începutul statul național unitar român. Acum sunt România deodorată! Eu sunt anul 1923 și am întărit democrația prin adoptarea noii Constituții. Este una din cele mai avansate. Principiul pe care s-a actualizat Constituția a privit integrarea tuturor provinciilor române, Basarabia, Bucovina și Transilvania, patria română. Eu sunt anul 1944. Sunt anul de care întreaga omenire ar trebui să-și aducă aminte. Pentru că, la 23 august, al doilea război mondial a fost purtat prin decizia majestății sale, regele Mihai I. Au fost salvate astfel sute de mii de vieți. Pentru România, sfârșitul războiului a însemnat Convenția de armistițiu cu Uniunea Sovietică. 30 decembrie 1947 este ziua în care ultima picătură a democrației este silită să părăsească România odată cu plecarea majestății sale, regele Mihai I, în exil. O nouă filă de istorie începe acum cu mine, anul 1948. Pentru 42 de ani, treptat, România învață să trăiască teroare în locul democrației. Eu sunt Iuliu Maniu și m-am născut la Bălăcin în 1873, într-o vreme în care românii din Transilvania își cereau drepturile și unirea cu țara. Am susținut drepturile românilor ardeleni chiar și în Parlamentul de la Budapesta, iar în timpul primului război mondial am fost obligat să lupt în armata austro-ungară pentru idealuri care nu mi-aparțineau. Odată întors în Transilvania, am participat la organizarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Unirea a fost triumful societății românești, în numele libertății popoarelor. Anii care au urmat, i-am dedicat consolidării unități statale și naționale. Dar nu pe multă vreme, un alt război avea să aducă destrămarea României mari și instaurarea unei dictaturi nemiloase. Comunismul. Nu l-am acceptat niciodată. Și deși am fost condamnat pe viața la închisoare, crezurile mele au rămas aceleași. Unitatea românilor și democrație. Eu sunt Elisabeta Rizea și m-am născut în 1912, la Domnești, în casa unor țărani simpli. La 19 ani m-am mutat în satul Lucșoara, unde m-am căsătorit cu Gheorghe Rizea. După ce am înfruntat greutățile războiului, am început o luptă și mai crâncenă. Barbaria regimului totalitar mi-a îngrozit familia. Rude apropiate au luat calea haiduciei, încercând să se opună noului regim. I-am ajutat pe haiducii Moșcenului cu tot ce am putut. Bani, hrană și informații despre securiștii care căutau primunți. Mi-au luat tot comuniștii. Cinerele, Cuscul, toți au făcut închisoare pentru că i-am dat de mâncare partizanilor. Un singur lucru nu mi-au putut lua. Sufletul. Dar România n-a pierdut tot. Fetița de atunci, care avea doar 5 ani, avea să fie o luptătoare aprigă împotriva regimului comunist instaurat la București. Sunt Otilia Valeria Coman. M-am născut la Timișoara și am trăit din plin ororile comunismului. Tatăl meu, preot ortodox, a fost arestat ca dușman al poporului, iar mie mi s-a interzis să merg la facultate. Am început să scriu, mă eliberam. Mi-am luat pseudonimul Ana Blandiana, după satul natal al mamei. În revista Tribuna am debutat cu poezia O originalitate. Dădeam interviuri în străinătate și am înființat Alianța Civică. Iar în 1993 am fondat Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet. Mă refugiam în scris. Scriam. Aveam și eu întrebări. De ce nu se amestecă totul? De ce nu se acoperă pielea... Pielea lucioasă a pământului cu blană? De ce nu răsare iarbă verde și fragedă pe spinarea fierbinte a fiarelor din păduri? De ce nu le cresc pomilor aripi și păsărilor rădăcini? De ce nu ciripesc pietricelele fericite de pe marginea râului? Eu de ce nu învăț să urăsc? Eu de ce? O, Doamne, ce copil obositor, oftează îngerul.
Uite, ploaia coase cerul de pământ, cu fir de mătase răsucit de vânt. Uite, iarba țese pământul de nori, m-am gândit, adeseori, adeseori. De la voi se vede iarba ca o ploaie care curge verde peste cer și lămoaie. Iar ploaia o fi pe-a norilor cale, o iarbă mai gri sub tălpile tale. Hai să facem schimb, să vezi și tu cum e. Tu îmi dai un limb, eu îți dau un nume. Iar dacă ne întreabă care o fi din două, ploaia în nori e iarbă, iarba în cerul plouă. De ne ispitește care e adevărul, ploaia în nouri crește, iarba spală cerul. A fost Elisabeta Iordăchescu, care a întrupat-o, s-a străduit să fie doamna Ana Blandiana, și a fost Hușana Afrodita, interpretând poezia Joc. Acum ne ducem... Acum mergem la cei mici. Invit în fața dumneavoastră pe Moise Narcis cu poezia Într-o zi, pe când lucram. Prietenul lui Arpagic oferă floarea doamnei Ana Blandiana. Și încă cineva dorește să apară în fața dumneavoastră, Venera Diana Dimitrescu, de la clasa pregătitoare A, să vă spună poezia Un secret. Din partea lui
iubit, să-i spun pe înțelesul său ce e bine și ce e rău. Și i-am zis, domnule Pis, aici ești în paradis. Poți să ai ce vrei de toate, dar nu poți să ai păcate. Condiția ca să rămâi e să fii premiat întâi. Și un secret de vrei să-ți zic, bine ar fi să rămâi mic, căci paradisul meu, știi, e făcut pentru copii. E un rai liliputan, nu ca pe Nil un motan, dar de mă restrâng un pic, poate încăpea un pisic. S-au pregătit și alți copii care acum mi-au spus, Ana, vin încoace, te rog. Haide. Eu nu știam că a fost atâta efuziune. Repede, repede. Cât poți tu de repede? Uite ploaia coase, cerul de pământ, cu fir de mătase răsucit de vânt. Uite iarba țese, pământul de nori, m-am gândit adese, ori adese ori. De la voi se vede iarba ca o ploaie, care curge verde peste cer și-l moaie. Iarba ploaia o fi pe-a norilor cale, o iarbă mai gri sub tălpile tale. Hai să facem schimb, să vezi și tu cum e. Tu îmi dai un imb, eu îți dau un nume. Iar dacă ne întreabă care-ar fi de două, ploaia nore iarba, iarba în cerul plouă. De ne ispitește, care-i adevărul, ploaia nouri crește, iarba spară cerul. Bună ziua, mă cheamă Mic Ștefania Miruna și am învățat o poezie de Ana Blandiana. Motoșel și Botoșel, după Ana Blandiana. Motoșel și Botoșel erau doi pisoi la fel. Nu-i recunoșteai decât după o dungă de pe gât, iar la alte ori mai degrabă după o pată de pe labă. Botoșel avea în plus pata jos și dunga sus. Când vroia să se prezinte, scotea laba înainte. Când ieșea la raport, scotea laba pașaport. Numai când făcea vreun rău, era lăit frate său. Când vreo boacă n-o făcea, nimeni nu-i deosebea. Cu labă și gât pitite, tărcea fără să ezite. Și suaf, cu glas înalt, se jura că-i celălalt. Pe când bietul motoșel lua bătaie pentru el. Acum o să rog copiii și spectatorii care au întrebări, care doresc să afle lucruri pe care încă nu le știu de la invitații noștri, să pună întrebări. Cui dau microfonul? Cine ridică mânuța? Am o întrebare pentru doamna Ana Blandiana. Bună ziua! Ce a însemnat pentru dumneavoastră recunoașterea internațională?
Era descoperit, dar cum spuneți, nu mi-aș fi plătit
aproape voiam să fiu foarte multe pe trei la vreau de la zi. Dar se întâmplă ceva în timp ce m-a spus, după mulți ani, după câteva decenii de societate de consum, Luna a ajuns să fie obosită de atâta materialitate, de faptul că nu trebuie decât deci am fost interzisă de 3 ori. Odată când aveam 8 ani și ceva și publicasem 2 poezii în revista Tribuna, tocmai eram în ultima clasă de liceu.
nu o să pot publica cu numele meu. Am inventat acest nume care am devenit eu însă. Blandiana este satul mamei mele, un sat de lângă Dințul de Jos, de lângă Alba Iulia. Și acolo este rimă la Blandiana. De fapt, pseudonimul nu l-am făcut pentru publicat, ci înainte aveam noi un fel de cerc literar în școală și odată în glumă fiecare ne-am făcut un pseudonim cât mai sonor și un băiat din clasa noastră și-a făcut pseudonimul Sor Nabucodonosor. Și eu l-am copiat și am adică Blandiana îmi plăcea foarte tare că suna foarte, foarte bine și am pus Ana rimă la Blandiana ca și colegul meu. Blandiana este numele unui castru roman care se găsește în satul Blandiana, care sat până în 1918 se numea Cârna, care soțul meu râdea de mine tot timpul și spunea că eu dacă aș fi sincer ar trebui să mă promisesc că mă cheamă Ana Cârna, nu Ana Blandiana. Dar, cum să spun, după 1918 în Libertatea Românească, învățătorii și preotul din sat au dat numele castrului roman, satului. De altfel, fiind s-a spus, soțul meu este născut la Alba Iulia. Cum știți, Alba Iulia a fost capitala romanității după cucerirea Dacei. Și la un moment dat, după ce ne căsătorisem, a apărut o carte de săpături arheologice din Ardeal, a istoric Constantin Jacobi, care avea pe copertă o hartă a Dacei romane, pe care, o hartă din epocă, deci o hartă din timpul romanilor, unde Alba Iulia era scrisă cu litere mici, deci era o hartă de dinainte de organizarea romanilor, dinainte de a fi fost apul unde a fi fost capitala. În timp ce Blandiana era un prim plan cu litere foarte mari, deci castru era și eu am fost foarte mândră și m-am umplat în pene că Blandiana mea este mai importantă decât Alba Iulia a soțului meu. Deci, prima oară am fost interzisă după ce am publicat primele două poezii, prima într-un număr din tribuna cea de-a doua, numărul următor, cu numele Ana Blandiana. Și în foarte scurt timp, la noi, eu eram copiam în Oradea, eram elevă la Oradea, s-a primit o adresă care a fost trimisă, se pare, tuturor publicațiilor din țară, în care se atrăgea atenția. Eu am citit asta abia după 89, publicată într-un volum de documente ieșene, deci e ca dovadă că ajunsese în toată țara, în care se spunea că sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde ca un dușman al poporului și nu mai trebuie să fiu publicată. Și n-am mai fost timp de 4 ani. Ei bine, această interdicție a fost cu adevărat gravă pentru mine, pentru că eram într-un moment care nu eram încă formată, nu știam că am talent, n-am, mi se pare doar, sau, mă rog, de interdicție a fost legat și faptul că n-am fost lăsată să dau examen la facultate. Deci, această primă interdicție a fost o dramă și dacă nu s-ar fi întâmplat să-l întâlnesc pe soțul meu, să devin soția lui imediat după ce ne-am cunoscut și să nu fiu singură pe lume, probabil că aș fi rezistat extrem de greu la această primă interdicție, care a durat 4 ani. După aceea, mai puțin. După aceea n-a mai fost o tragedie, pentru că cea de-a doua interdicție a fost după publicarea unor poezii în
revista Amfiteatru, a fost dat afară toată revista, eu am fost toată redacția, eu am fost interzisă, poeziile s-au răspândit, au început să fie scrise de mână de toată lumea. An de zile după aceea, asta era în 85, întâlneam oameni care spuneau că nu au aici ceea ce se întâmplă, nu că la inimă, ci în buzunarul din știtul 89. Am primit tot felul de hârtii sențuite în poeziile mele. În ceea ce privește cea de-a treia interdicție, care a fost după publicarea celui de-al treilea volum cu Arhagic, în care făceam o pășcălie și Arhagic era, cum să spun, limitat pe Ceaușescu. Vreau să spun că, dincolo de faptul că a fost mult mai gravă decât celelalte, mi s-au scos și cărțile din biblioteci, stăteau mașină în fața casei și așa mai departe, deja nu mai era, deci niciodată n-am avut sentimentul că aș putea părți ceva fizic, pentru că cât era Ceaușescu de puternic, nu avea, cum să spun, nu-și putea permite, în măsura în care puterea lui ținea și de faima internațională, să bage la închisoare un scriitor cunoscut și în străinătate. Și, deci, în acea perioadă am scris foarte bine și din haosul care a început după aceea din 90, cum să spun, toată viața noastră atât de agitată, mi se întâmplă chiar să visez la perioada aia când aveam poștă, n-aveam telefon, nimeni nu venea, nu putea să intre curte, că era mașina în fața casei și eu stăteam și scriam. Sigur că exagerez puțin, fac puțin, glumesc puțin pe seama mea, sigur că nu era, sunt nenumărat. Dacă vă interesează, cel mai bun răspuns la această întrebare este cartea mea fals tratat de manipulare, în care se povestesc nenumărate întâmplări din perioada respectivă. Mulțumesc! Pot să spun ceva și fără întrebare? Da. Vreau să spun ceva legat de faptul că doamna directoare m-a dus să-mi arate diverse clase absolut minunate și am ajuns și în holul de la intrarea principală, unde erau niște, un fel de panou cu răspunsuri la întrebarea de ce trebuie să fiu mândru că sunt român. De ce te iubești țara? Da. Și aș vrea să vă spun ceva efectiv, așa, să spun ceva extrem de concret și pe care aș vrea să-l țineți minte. Sărbătorim acum centenarul și ca toate lucrurile despre care se vorbește mult, în cel mai scurt timp o să începem să fim plictisiți de repetiții, de vorbe goale, de fraze, de... aș vrea să fiți mândri în legătură cu centenarul nostru, primul nostru centenar, sper să avem cât mai multe, să fiți conștienți și să fiți mândri de următorul fapt. În general, statele naționale s-au întregit, s-au realizat și de-a lungul unei lungi istorii, unul dintre fragmentele poporului respectiv, cucerind celelalte fragmente de țară. Deci regele Franței devine și rege al Bretaniei și rege al țării Toc și din Sud și așa mai departe. Cred că suntem singura țară care s-a întregit, nu pentru că statul a cucerit celelalte bucățele care nu-i aparțineau. Nu regatul român a cucerit Transilvania și Basarabia și Bucovina, ci Transilvania și Basarabia și Bucovina s-au unit prin vot democratic, votând revenirea, reîntregirea
României. Mie mi se pare ceva absolut minunat. Asta e chiar ceva de care putem fi mândri. Mândri că ne-am format ca stat din dragoste, ca să spun așa, și mai ales dintr-o aproape supranaturală memorie. Pentru că, gândiți-vă, am stat 1000 de ani sub 3 imperii. Deci am fost împărțiți în 3 părți, care fiecare a stat sub un alt fel de imperiu, da? Imperiul Otoman în sud, Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Rus. Aceste imperii erau absolut diferite de noi, de altă lege, de altă limbă, și erau dușmanii noștri toți și erau dușmani și între ei. Și în aceste condiții, noi n-am pierdut ideea că trebuie să ne unim și nu ne-am pierdut limba. Limba este cel mai important lucru pe care îl avem. Gândiți-vă că, de exemplu, în Franța se discută și acum despre faptul dacă bretona este o limbă separată sau un dialect al francezei. Gândiți-vă că dialectul din Veneto, din regiunea din jurul Veneției, este aproape de neînțeles pentru cei din Sicilia, dar este străină aproape și de pentru cei din Firenze, din Florența, care sunt la 200 de kilometri. Deci, deși toate aceste bucăți italiene au fost doar sub duci sau prinți diferiți, dar italieni cu toții. Și totuși și-au păstrat diferențe și în timp ce româna este o limbă unitară pe o suprafață remarcabilă, pentru că noi ne-am obișnuit să spunem că suntem un popor mic, nu-i adevărat. Suntem, în comparație cu celelalte state din Europa, suntem un popor mediu, adică după marile suprafețe care sunt Germania, Franța, Polonia, vine România. Deci pe o suprafață mare, aflată sub dominații diferite, străine și dușmane, noi am reușit să rămânem noi înșine. Este cea mai mare realizare a poporului român, după părerea mea, și este miraculoasă. Există ceva miraculos în general, așa cum spunea Gheorghe Brăteanu, de altfel, în istoria noastră, observați cum mergem ca pe niște valuri între miracole și nefericire. Adică a fost miracolul din 1918, care a venit după 1917, când era să dispărem despre hartă, totuși a fost absolut o minune că n-am dispărut și că cu Regina Maria și cu Regele Ferdinand. Da, am reușit să rămânem în istorie. Pentru că după aceea, peste un an de zile, să ne trezim ca una din țările importante din Europa, care se, sigur, a fost într-o oarecare măsură meritul nostru, meritul rezistenței noastre, a fost și Dumnezeu de partea noastră, a fost norocul dispariției Uniunii Sovietice, dispariției Imperiului Austriac, dar toate aceste norace la un loc au creat, cum zicea Gheorghe Brăteanu, poporul român, un mister și un miracol. V-am spus câteva motivații. V-ar invidia orice profesor de istorie. Mai sunt întrebări? În primul rând, sunt foarte emoționată că am privilegiul de a vorbi cu dumneavoastră. Mi-ar plăcea foarte mult să știu ce m-a determinat împreună cu soțul dumneavoastră în a realiza memorialul victimelor comunismului și rezistenței. Mai simt de explicat
ar fi că amândoi eram vize în primul politic, dar nici pe departe nu este singura. De altfel, vreau să vă spun că numai în perspectiva modernă asupra poeziei și a literaturii, literatura mea de legătură cu istoria. La Grecia antici, muza istoriei, memoriei, era mama Mnemosine, era mama, care înseamnă memoria, era mama tuturor artelor, deci inclusiv al poeziei. Dar ce vreau să vă spun este că principalul motiv pentru care am început această epopee care primește anul ăsta 25 de ani, se numește Memorialul Sighet, și la ora asta este o instituție internațională, a început din dezamăgirea profundă, și domnul Șora mă va înțelege cel mai bine, pe care am încercat-o după cei 10 ani de luptă alianței civice, de luptă victorioasă, în sensul că am adus un președinte chiar din alianța civică, a fâșiat, s-a întors roata, s-a produs rotația la putere. Ei bine, după această victorie, încet, încet ne-am dat seama că de fapt nu se schimbase mare lucru. Și ne-am dat seama că ca să se schimbe lucrurile, într-adevăr, trebuie pornit de undeva mult mai din atât, din locul unde lumea va înțelege ce a însemnat comunismul, care sunt rezidurile lui în societatea actuală și ce nu mai trebuie să se trebuie să vă mărturisesc cu sinceritate și cu foarte de umilință, că nu cred că dacă ar fi știut, dacă ne-a spus cineva atunci, va dura 25 de ani, 25 de ani din viața voastră, care putem mai scrie decât noaptea și trecut în weekend-uri și nu cred că am intrat în această aventură. Mereu, mereu am crezut că noi pornim și ne vom lua locul alții. E adevărat că au venit și unul nostru, istoric, tineri, și dar încet, încet s-a mai petrecut un fenomen care se petrece mereu, totul s-a personalizat, deci eu nu mai puteam să mă retrag, chiar dacă tinerii din jurul meu puteau să facă munca pe care o făceam și eu, pentru că ar fi însemnat în străinătate și eu eram memorialul și ar fi însemnat ca și când îmi părăsesc propriile idei. Și pentru asta, succesul nostru, am devenit prizonierii succesului nostru și am continuat din nefericire. Deci, eu scriind versuri, am putut scrie pe faptul că soțul meu fiind prozator și de altfel făcut mult mai mult decât mine. El a fost cel care a condus toată cercetarea științifică și totul de altfel. Am făcut la preza astăzi, chiar am avut o ședință la fundație. Fundația Academia Civică este cea care administrează memorialul și care l-a creat. Și discutând, adică mereu descoperim, pentru că el conducea totul, ce greu e să-l înlocuim, pentru că n-avem cu tine și trebuie noi cei care am rămas. Și astăzi ne puneam problema, oare dacă ne vede, ce zice, că de obicei ne certa tot timpul, că nu față, nu da, că nu suntem. Deci, am uitat să spun că el era singurul bărbat, toate celelalte sunt fete. Și ne gândeam, oare ne-ar da notă de creștere, și concluzia a fost că da, că merităm. Dar să știți că fiind chiar meritul nostru, am ajuns deja într-o fază în care feedback-ul, s-ar spune, adică ecoul a ce facem și reacția societății așa de mare, încât n-am mai, că ea ne învinge, adică tot timpul apar cereri, apar proiecte, apar la care nu putem spune să am obosit și așa că rămâne să scriu tot în vacanțe și mă rog că sunt poet, nu prozator. Thank you.
Bună ziua! Am o întrebare pentru domnul Mihai Șora. Cum se simțea unirea între oameni pe stradă când erați copil? E adevărat, am trăit o bună parte din tinerețea mea în Occident, într-o țară la care țin și acum foarte mult și care reprezintă foarte, are o greutate foarte mare în cultura europeană. Am trăit în Franța. Și nu numai cultura europeană, ci în mod special și oarecum, ca să spunem, printr-o legătură de inimă în România însăși. M-am simțit întotdeauna român. M-am purtat în piept ca o decorație denumirea asta, dar am luat-o foarte în serios. Am luat-o foarte în serios, în primul rând, respectându-mi înaintașii și încercând, în măsura în care era posibil să mă ridic la statura lor, să le continui pe măsura puterilor mele, bineînțeles, efortul de a
ridicat din punct de vedere cultural, nu? Cu concetățenii. Asta. M-am simțit întotdeauna român, evident, fără niciun fel de dispoziție agresivă în raport cu ambientul, nu? M-am simțit român, european. Sunt mai mulți profesori care m-au marcat. În general, trebuie să spun că sunt foarte mulțumit de școala pe care am făcut-o. Și de profesorii pe care i-am avut. N-am să uit niciodată familia Cioflec, care mi-a dat doi profesori. Profesorul de limba română, Silvestru Cioflec, și profesor de filozofie din clasele ultimele liceului, Constantin Cioflec, care era și profesor de limbi clasice în același timp. Sunt mândru de profesorii pe care i-am avut și pe cei pe care urma să-i am la facultate, nu? Și pe care m-am străduit în măsura puterilor mele să îi imit în ceea ce considerat eu că este pozitiv. Și era pozitiv și tergea greu la cântat în viața și în opera lor. Avem nevoie de sarea pământului, pentru că dacă nu avem sare, cu ce se va săra? Dacă invitații noștri doresc să pună întrebări copiilor sau publicului de colegi, vă mulțumim anticipat. Aș pune o întrebare, în mod special copiilor. Făcut să veniți să ascultați cuvintele unui centenar. Ce imbold? Curiozitatea de a afla mai multe lucruri noi. M-a adus pe mine asta de aici. Curiozitatea pornind de la ce? Adică ce știați dinainte despre domnul Șora, de exemplu, și voiați să aflați mai mult și erați curioși? Păi știu că trăiește de foarte mult timp, știe foarte multe chestii, a trăit foarte multe experiențe și mi s-a părut frumos faptul că el a vrut să ne împărtășească cu noi și m-a născut curiozitatea să aflu și eu. Eu aș vrea să vă pun și eu o întrebare. În primul rând vreau să vă mulțumesc celor care a spus poezii de ale mele pentru felul în care le-a spus, absolut minunat. Și așa de tare încât m-ați emoționat și pe mine, pe propriile mele, ceea ce nu mi se prea întâmplă. Dar în legătură cu asta vreau să vă întreb, există cineva dintre voi care scrie versuri? Să ridice mâna dacă este cineva care scrie versuri.
Vreau. Eu am scris o poezie care se numește Cântări și, sincer, chiar mi-a plăcut să compun această poezie, pentru că e o experiență minunată să trăiești ceva pe care multă lume nu trăiește. E foarte frumos. Și este vreuna pe care o știi? Ai putea să spui una? Cerută în ce sens? Eu fac actorie și acum pregătim un moment pentru profesorii noștri. Și cu această ocazie mi s-a spus să facem niște poezii, să le creăm noi. Din pura noastră experiență. Și sensibilitate. Da, și sensibilitate. Și cumva asta m-am gândit să fac. Adică nu neapărat poezii, s-a cerut să scriem niște acte de un experiment în care noi să scriem ceva și m-am gândit la o poezie, pentru că este ceva pe care nu l-am mai încercat. Succes! Succes și la actorie și la poezie!
Să vă avem mereu cu noi, vă invităm să ne fiți aproape într-o fotografie care să rămână și să o punem acolo lângă semnăturile dumneavoastră, una cu copiii și domnul Șora imediat îl aștept să vină și doamna Șora imediat, după care o să-i rog pe colegii mei de la poză. După care o să rog toți
Toți colegii mei care au început să vină lângă mine au simțit că era momentul în care eu le mulțumesc pentru ce au muncit, pentru ce au făcut, pentru felul cum au lucrat cu copiii. Vorbesc aici de partenera mea de birou, care este doamna director, Elena Gheorghe. Vorbesc de doamna profesoară, unde ești Mirela? De limba română, Mirela Mihală, care a fost scenarist, regizor și tot decorator și toate cele. Colega mea, Mihaela Mihai, profesor de limba română. Laura, unde ești? Laura, vine încoace. Doamna Laura Croitor, colega mea, tot de limba română, aici. Și nu uit. Și domnul profesor de istorie, care nu este la noi decât de câteva săptămâni, vă rog să veniți, Doruleț, te rog, te rog. Și care a ales cu atâta migală texte, le-a prelucrat, le-a făcut să pară accesibile copiilor. Ne privesc, dar eu rog să fie alături de copii, pe colegii mei mai tineri. Pe cine am aici? Deja sunt lângă mine. Doamna Elena Dinică, doamna Lidia Becerdea, doamna Milodora Vulpe și mai în marginea cealaltă, în dreapta mea, doamna Corina Zaharia și cel mai tânăr domn din școala noastră, Mircea Berindei, are doar 22 de ani. În fața... Nu face nimic. Noi am fost doar cei care v-am adus... V-am ținut în suflet în toată această oră și jumătate. Și mulțumesc doamnei Paula Badea, bibliotecar. Mulțumesc doamnelor de la curățenie, doamnei administrator, doamnei secretare, doamnelor de la poartă și domnilor de la poartă, doamna informatician și toate doamnele și domnii din școala noastră, care au contribuit ca acest eveniment să aibă loc, să fie ținut în condiții rezonabile și dumneavoastră, dragi oaspeți, vă mulțumim din toată inima că v-ați răpit din timpul dumneavoastră, din odihna dumneavoastră, să fiți... Mulțumim! Să știți că următorul eveniment este Festivalul de Poezie Janus, de creație și interpretare. Deja sunteți invitată și vă rog să acceptați să veniți la festival, să vedeți copiii cum interpretează poezii și să citiți din poeziile copiilor, dacă vă face plăcere. Copiii, voi aveți vreun gând? Aveți vreo dorință acum, la sfârșit? Sincer, îmi doresc ca această experiență să se repete la următorul centenar și tot cu dumneavoastră în amintirile noastre. Betty, ești o poznașă. Mai are cineva o dorință? Îmi dați voie să mulțumesc pentru că prin ei am ajuns aici celor doi consilieri ai USR-ului, al Partidului Salvați România de la sectorul 2, care l-au convins pe domnul Șora, mi-au făcut mie onoarea să mă invite și care au vorbit atât de minunat. Dacă ați citi mesajele pe care le-am primit în legătură cu școala dumneavoastră scrise de ei, n-ați mai fi modest. Este minunat că treziți asemenea sentimente în niște oameni care au o parte de putere, chiar dacă este mică, dar cu care sper că va crește. Sunt extrem de modești, eu n-am îndrăznit să spun, pentru că de fiecare dată când spun ceva, public cel puțin, îmi spun, nu vrem noi să ieșim în față, noi suntem doar cei care vă ajutăm ca să vă fie bine în școală, ca educația pe care dumneavoastră o aduceți copiilor și tot ce se întâmplă, bunăstarea copiilor să fie reală și suntem fericiți că dumneavoastră aici în școală lucrați. Și este primul eveniment care ni l-au propus și pe care ni l-au adus și ne-au adus cei mai de seamă oaspeți după familia regală dumneavoastră sunteți. Vă mulțumim din toată inima! Mulțumim pentru tot!